Pentru început, vă rugăm să explicați puțin tot mecanismul acesta al corecțiilor financiare, pentru că foarte mulți se întreabă de ce trebuie plătite din bugetul de stat sau în ce sumă trebuie plătite și cine sunt beneficiarii care au greșit și care trebuie să plătească. Vă rugăm să explicați puțin despre ce e vorba. Da, principalul sau cel care a greșit în cazul de față este statul, în primul și în primul rând. Statul pentru faptul că a creat niște structuri în anii trecuți care nu au fost capabile să identifice din timp anumite deficiențe. Mă refer aici la achiziții publice, la conflicte de interese și la modul în care s-au derulat anumite proiecte, modul în care s-au verificat cheltuielile. De statul, pentru că nu a fost capabil să creeze un astfel de sistem care să răspundă cerințelor minime ale Comisiei Europene, a încasat cu aceste corecții financiare sistemice. Deci toate acele corecții despre care s-a vorbit, aplicate procentual pe programe, sunt corecții din vina statului român, în ca marea, să fie în marea clar. Parte, în principal statul. Adică faptul că s-au inclus criterii restrictive la licitații. Câteva exemple. Da? Criterii pe care Agenția Națională de Achiziții Publice le-a aprobat inițial. Faptul că s-au răstâns termene de depunere, că s-au introdus criterii restrictive și alte astfel de elemente, astea au dus la aceste corecții financiare. Statul român, prin ANRE-MAP, aprobându-le, implicit își trebuie să suporte și corecția financiară respectivă. Deci nu este vina unei primării sau unui beneficiar final faptul că o documentație pe care statul a aprobat-o și pentru care Comisia a dat corecții financiare nu este el obligat să suporte acea corecție din bugetul propriu. Deci este normal ca statul, acum, dacă și să plătească. A doua aspect este cea legată de beneficiari direct. Fie publici, fie privați, nu contează. Acolo unde aceștia se fac vinovați de încălcarea unor prevederi legale, care țineau strict de ei, atunci ei sunt cei care vor plăti aceste corecții financiare. Și această a doua situație inclusă în această sumă totală estimată la 700 de milioane de euro? Deci ambele situații sunt incluse cam exact, în această sumă. Este o estimare, vă dați seama, indicativ, o estimare deocamdată. Ce pot să vă spun este că guvernul a aprobat prin două acte normative, în ultimele 200 de zile, două calupuri, prime calupuri, da, de corecții financiare. Primul ar fi cel legat de POR, Plan Operațional Regional, pentru primării, pentru autorități publice locale și suma este de 500 milioane de RON pentru 2013. Și vorbim de erorile de sistem. Exact, iarăși. Erorile sistemice. Da? Și un al doilea calup, cel legat de postul de mediu, unde au fost incluși toți beneficiarii, și operatorii de apă și nu numai, și unde valoarea este estimată la 100 de milioane de RON pentru 2013. Pentru 2014, sumele continuă în funcție de cum trimitem la Comisia Europeană cele de rambursare. Este un prim efort. Discuția va continua și pentru ceilalți beneficiari, unde la fel statul s-a făcut vinovat în anii trecuți pentru aceste corecții financiare. Sunt corecții care, de fapt, rezultă foarte clar din rapoartele de audit ale Comisiei Europene. Sunt foarte clar puse în aceste documente.